Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Ce se întâmplă la sectorul 1 a văzut întreaga țară, cred că e una dintre cele mai savuroase știri de urmărit pe televiziunile naționale. No, e o rușine. În căutare de rating. Este o rușine. Sectorul 1 din Dar capitală mici e... Dar replici există ca la cutremur și da. Până la noi în județ. Sectorul 1 din capitală se zice că acolo stă lumea bună a Bucureștilor. Bine, lumea bună stă în mai multe sectoare și stă și pe lângă București. Dar în sectorul 1 al capitalei este chiar centrul centrurilor. Acolo sunt foarte multe case vechi, e o zonă foarte frumoasă, stau oameni cu bani. De regulă stau oameni cu foarte mulți bani, de aceea sunt mulți cetățeni, inclusiv din județul Suceava, care merg cu produse acolo. Pentru că acolo poți să vinzi kilogramul de pastramă de rață, care e aici 70 de lei, cu 2 milioane jumate și ți-l cumpără. Da? Ca să avem o idee. Bun, am închis paranteza. Chestiunea asta, sectorul 1 are și cel mai mare buget dintre sectoarele capitale. Deci acolo capitale. E bogăția de pe lume. Adică cei mai mulți bani pentru care râvnesc sectorul 1 este mult mai mare decât Suceava ca număr de locuitori și ca buget nu are rost să comparăm. Deci nu are rost. Am știi la ce m-a dus gândul? Că la Mănăstirea Humorului, că la Șchia, că s-au furat, că să vedem, că fraudă, că 6 voturi în plus... Bătălia electorală se dă până la ultimul vot, știi? Înțelegi? Până la ultimul vot. Și dacă, fără uși închise. Și dacă e un vot lipsă, aia e. Știi, când au mai fost cazuri în care spunea, domne, că în cartierul, nu știu care, cred că tot în București era, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta numai în București, umblă o mașină neagră și fură copii. Da? O ambulanță așa, neagră. Și fură copii. Ok. Și alarmă, poliție, televiziune, aia. După ce se făcea vâlvă, începea să sune lumea. Am văzut mașina neagră care fura copii, chiar eu am văzut-o. Vinea oia, nu era nimic, știi? Imaginația. Ai noștri, uitându-se la televizor, idei. Zice, uite că acolo... Bă, m-a furat și pe mine, stai așa, ia, dă. Alo, m-a furat. Asta că la 6 voturi se poate, dar și asta cu furtul. Fiecare partid are acolo reprezentanți. Știm cu toții cum e în secția de votare, am mers la vot, aproape toți dintre noi, doi și cei care ne urmăresc. La vot acolo sunt PSD, PMP, PNL, Pro-România, 7 sau cât sunt acolo, 6 într-o secție de votare. Acum doar să fie înțeleși toți, să zică, hai mă, pune 3 voturi la ala, anulează încă 2, să fie toți. Înțeleși. Sau unul, să președintele unul... de secție, să-i mai ia așa. Bun, acum să zicem că a pierdut la Șcheia cu 20 de voturi, că l-a fraudat. Ok, da? Dar dacă se poate frauda într-un sens, se fraudează și în alt. Poate pe tine te-a furat aici cu 5 voturi și pe ăla l-a furat cu 10 voturi acolo. Ca la contestație la BAC. Mergi la contestație la BAC, dar uneori nota. Poate să scadă nota, știi? Mă gândesc că dacă se fraudează într-o direcție, se fraudează și în alta. Că nu vor fi ăia de-au pierdut sfinții și aia de-au câștigat hoții. Adică nu e chiar așa, nu știu. Și asta să spui, e greu să verifici. E aproape imposibil. E aproape imposibil. Trebuie să le iei, să le mai numere odată. Doar și chiar să fie și așa, la număr, știi? Sorin, voturile anulate, nu mai poți să știi dacă a mai ștampilat cineva un buletin, dacă a băgat cineva un buletin alb în plus. Da. E foarte greu, le numeri. Așa că te poți și la 100 de voturi. Cifrele arată la fel. Știi, numai 6 voturi, 20, se poate și la o diferență mai mare să fie. Dar e greu, Cătălina, și ar fi prea mulți implicați și este o miză. Adică, hai să ne gândim așa, oameni, în afară mai sunt niște zevzeci pe pământul ăsta. Însă, dacă ești rațional cât de cât, îți riști libertatea pentru ca unul să ia primăria? Orice țară de ala, hai să fim serioși. Adică ce poate să-ți dea ăla? Nici o sticlă de rachiu și 500 de lei sau nu știu cât. Și pentru asta să faci pușcărie? Mă îndoiesc. Încurcate sunt căile alegerilor. Nu, dar eu am vorbit cu Luci Harșovski și a explicat exact care este mecanismul și cum se petrec în afară de ce vedem noi când mergem la vot. Cum stau lucrurile, tehnic, cum se întâmplă. Cum se dă cheia. Da, și cu cheia. Și a zis Luci Harșovski. Nu,
Adică bun, probabilitatea este foarte mică. Doar așa să furi cu nesimțire, știi, să iei ca, sunt să și cazuri cu nesimțire și tot din București, ca să nu dau exemple din Suceava, într-o secție de votare, pe procesul verbal apar 140 de voturi în dreptul unui candidat și în softul informatic transmis 340 în dreptul aceluiași candidat. Cum mai dă cheia aici? Păi nu dă cheia, nu se închide. Păi nu, dar aici s-au închis astea. Doar să fi luat unul, să fi ștampilat pe acolo, dar ai luat ce făceau. Știi? Cine știe cât de câte ore dormeau? Cred că e asta cu salvarea neagră, care ia copii. Ia și voturi, ia salvarea și voturi. Neagră. Ia pe copiii care se joacă cu voturi. Bogdan Codreanu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte PMP Suceava. E deocamdată prima sancțiune, chiar dacă el și-a aplicat-o singur. Cătălina, ai un pic să... Să fim așa rațional. Cum adică să demisionezi după ce ai luat locul 3? Cum vine asta? Că a luat locul 3, nu? PMP-ul. La Consiliul Județean. La Consiliul Județean. Păi în afară de PSD și PNL, PMP-ul este singurul partid care a intrat în Consiliul Județean, da? Adică a mandate. Câștigat niște alegeri. Păi stai un pic, Cătălina, hai să luăm o comparație cu ce a fost. De mandatul actual, da. Adică cu mandatul actual, cum spui, care este în desfășurare încă. În Consiliul Județean erau două partide, PSD și PNL. Da? Acum PMP-ul a intrat cu 5 mandate din 37, are 18 PNL-ul, 13 nu? PSD și 5 mandate. Păi asta este victorie. Dar vrei să spui mie că PMP chiar credea că o să câștige alegeri? Atunci ce este în spatele acestei demisii? Adică a zis Traian Băsescu că PMP acum este cel mai mare partid mic. Da. Doamne, locul 3 este onorabil. Locul 3 la județ a intrat în Consiliul Județean. La municipiu, domnul Andronache, locul 2. Domnul Codreanu și-a înnoit mandatul de primar la cu un scor uriaș. La Păltinoasa. Nu. La Pojurâta. Nu știu ce, cum o să scap eu de asta. Păltinoasa, Pojurâta. Doar știu foarte bine. Eu cred că a demisionat pentru că a fost forțat să demisioneze. Asta, deci nu stă în picioare. Deci nu stă așa ceva în picioare că a demisionat din funcția de prim vicepreședinte pentru eșec. Nu este eșec. PMP este... mai sus decât a fost vreodată. Nu, încă pe discuție. Nu încă pe discuție. Eu cred că a demisionat fiind forțat. De ce? Pentru că domnul Codreanu a fost agresiv în campania electorală, a impus o agresivitate la nivelul întregului partid, inclusiv l-a făcut din om liniștit pe Marian Andronache. L-a înrăit. L-a făcut căinos, l-a înrăit. Și din această cauză, PNL-ul, care este câștigătorul alegerilor la județ și municipiul Suceava, nu vrea să audă de PMP. Oricum, nu vrea să audă de PMP sau nu vrea să audă de Bogdan Codreanu? De Bogdan Codreanu, în primul rând. Dar și de PMP, că zice, da, dar voi v-ați luat după el. Domnule, dar anturajul, că a venit domnul Codreanu de la, știți, de la munte, ăștia sunt mai nervoși, mai așa, și ne-a învățat și pe noi. Noi eram băieți de la oraș, aici ne jucam în fața blocului, eram cu minți, nu vorbeam urât. A venit, ne-a învățat să înjurăm, să dăm cu mingea în geam la oameni, să spargem geamă, și, știi? Așa, bun. Numai noi știm de ce râdem acum și rămâne între asta. Noi. Da, și a fost cu intenție. Și domnul Codreanu, deci chiar nu vor să audă domnul Flutur, președinte PNL la județ și la Consiliul Județean și nici domnul. Acum, dacă domnul Andronache nu făcea această campanie cu țintă Ion Lungu, probabilitatea să ocupe din nou fotoliul de viceprimar al Suceava era de 100%. Acum se poartă negocieri, s-ar putea ca domnul Andronache... Mai sunt scenarii noi. Da, plecând de la județ. La județ nu are nevoie. Are majoritatea, Gheorghe Flutur nu dă la nimeni post de vicepreședinte. Dacă ar fi fost să aibă nevoie de majoritate, ar fi negociat cu PMP-ul, dar nu cu domnul Codreanu. Cred că ar fi pus condiția asta, să vină oricine, dar nu. Dar nu mai e cazul. O să fie Nicolae Barbă și cu Cristi Crețu, vicepreședinți de Consiliul Județean. A stabilit, rămâne valabil propunerea inițială? Da, au zis așa, consilierii personali domnului Flutur, care lucrează de atâta timp, îi pune vicepreședinți. Să vedem pe cine pune consilieri.
Iar la primăria Suceava, eu nu înclină să facă cu PMP-ul. E mai avantajos. Deci înclină, din câte știu eu. Însă înțeleg că altcineva de la PMP. Adică să nu mai fie viceprimar Marian Andronache. Și mai este și un alt scenariu. Cu seriu? Da, cel pe care l-am discutat ieri, da. Și un alt scenariu, al patrulea deja, să pună PNL doi viceprimari și să ofere alt post da. Partidului cu care face majoritate. Fie da, că e unul, forțeze, fie că e celălalt. Poate să forțeze aici, de ce spuneam? Tu, USR, dacă nu vrei, fac cu PMP-ul. Tu, PMP, dacă nu vrei, fac cu USR. Pentru că are opțiunea aceasta. Da, dar nu cred că... Eu cred că va fi un viceprimar din altă parte, cred. În fine, deci eu cred că asta stă în spatele demisiei domnului Codreanu, faptul că a fost forțat de colegii lui și probabil că a înțeles că atâta timp cât el mai e acolo... Nu există o punte de dialog între PMP și PNL. Deși la nivel național s-au făcut înțelegeri între PNL și PMP. Schimbăm puțin tematica și vorbim despre film, despre film documentar, despre debutul în cinematografie a omului de afaceri Ștefan Mandachi. Că nu vorbim, vorbești. Vorbesc eu. Pentru că tu ai fost acolo, tu ai prezentat evenimentul, înțeleg că dumneata ai moderat. Și vorbești dumneata, eu n-am fost invitat și n-am mers, așa că vorbești dumneata. Cred că au văzut telespectatorii în material, am cuprins așa mai multe informații și în ediția specială de săptămâna aceasta. E un manifest, așa cum și intenționează, arată bine, depinde cât de cunoscător al tehnicilor pentru o documentare este publicul, dar pentru publicul larg arată foarte bine, are și emoție, are și informații, are și invitați cu greutate. Au fost prim-miniștri, nu? Jurnaliști. Niciun președinte, niciun președinte sau fost președinte, păi nu participă. Vorbești cu cineva de la guvern, că guvernul e cu banii, nu? Dintre prim-miniștri lipsesc câțiva, participă și miniștri, și jurnaliști, și oameni apropiați. Și te ține, are nerv? Filmul are ritm? Da. Dar e o trecere între, pe drumuri, nu? Că, între nu, că nu e infrastructură rutieră. Pe infrastructură vorba, rutieră, da. Și are și o componentă așa personală. Se simte foarte prezent Ștefan Mandachi în acest documentar. Pentru mine poate prea prezent, prea în jurul personajului lui, dar până la urmă e o chestiune subiectivă aici. Altfel n-ar fi pornit întreaga campanie dacă n-ar fi existat o pornire da. Subiectivă din partea lui și probabil că așa este justificat. Are și animație. Deci e de văzut. E de văzut și ca material didactic și ca documentar. Okay. Bravo. Și poate fi, nu știu, sursă de inspirație și pentru alți tineri. Da, bravo lui deci. Bravo. Acum nu știu dacă bravo și vecinilor și prietenilor noștri da. Din Botoșani. Știi că e ușor așa, când te ia de rău din clasa 1, așa te duce până în clasa 4, așa cu Suceava, că dacă aici a fost cu carantină și cu medici militari la spital și cu închis și cu Lombardi și cu ce a mai fost spus despre noi... Cei de la Botoșani, da, de la Suceava s-a luat COVID-ul. Au venit ăștia la Suceava, uite, ne-au umplut pe toți de COVID. Eu știu din declarația oficială. Noi nu avem niciun oficială, caz de COVID în lot. Păi asta spune domnul Chiruț, am văzut eu că a zis domnul Chiruț că nu e niciun caz în lot și că se face testarea înainte de a pleca din nou la turneu. Eu ce știu de acum 2-3 săptămâni când a fost primul turneu, atunci când a jucat pentru promovare și Suceava și Botoșani au jucat pentru promovare, au promovat ambele echipe în Liga Națională și a fost primul turneu din Liga Națională ăsta, că a început campionatul. Și am făcut cu Petru Ghervan, care este coordonatorul tuturor echipelor de handbal de la Suceava, de la Universitate, un interviu și prin telefon și mi-a zis domnul Ghervan că au fost probleme, că doi dintre jucători aveau febră, muci, nu știu, recurgea nas, tușeau și hai, gata, la spital. Și a zis că au venit așa, ca în filme. Și aia, să dea marcă salvarea, pac, pe acolo, să dea interesanță. I-au luat pe băieți, stat în frig, i-au luat pe băieți, au dus acolo, au făcut teste, n-aveau nimic, aveau o ușoară răceală pentru că era frig în hotel. Deci asta a fost. Dar ți-am zis că e ușor așa, de la Suceava, domnule. Păi ăștia la Suceava au adus.
că te-a luat de rău de la chestia aia. Acum de văzut, deci nu poate băga nimeni, acum să vedem la testare care sunt rezultate. Mi-e greu să cred că domnul Chiruț este irresponsabil și a spus că nu e niciun caz când sunt niște cazuri și le ascunde. Nu cred că face așa ceva. Dar să așteptăm rezultatele. Însă, indiferent de rezultatele care vor veni mâine, nu? Mâine fac testarea, indiferent de rezultatele care vor veni, cum să acuzi așa ceva un club cu care tu te afli în competiție și care oficial nu a anunțat niciun caz? Dacă ai tu informații, dom'le, din informațiile noastre, Sucevenii au 7 cazuri și le ascund. Asta e altceva. Hai. Da, să știi foarte sigur, nu arunci așa cu acuze, că de la Suceava, nu. Așteptăm să vedem și ce la Potoșean poate au așa un pic, poate și chestia asta de competiție, știi, să scadă moralul, nu știu ce urmăresc. Poate știu ceva și nu știm noi. De asta suntem și noi rezervați, să vedem care este rezultatul testului. Îți mulțumesc, Sorin, pentru discuție. Știrile continuă.